În Comuna Totești, administrația locală va inaugura în această toamnă prima grădiniță cu program prelungit pentru ca din anul viitor școlar aproximativ 40 de copii să poată studia aici. Proiectul este finalizat în proporție de 98% și va fi dotat cu toate cele necesare, fiind amenajat și un spațiu de joacă pentru micuți în curtea grădiniței. Am avut multe proiecte în care mai am și astăzi o grădiniță cu program prelungit care este în fază finală, 98% este gata, mai am dotările. Unde va fi, în centrul de comună? În satul Păclișa, dar este legat, satele sunt unele lângă altele și este la, aproape de primărie, la, zic, 100 de metri. Câte locuri veți amenaja aici? Două grupe de 20-40 de copii, cu toate dotările necesare, cu parcul de joacă în curte, intrare, este un loc frumos și cred că și o clădire și o construcție adecvată pentru micuții noștri care de la o vârstă fragedă vin și părinții lasă în îngrijirea celor care vor avea grijă de acolo și vor răspunde. Vedem acum, încerc și am și început demersurile cu doamna director al școlii, să facem documentele către Aracip și să putem să acredităm și să autorizăm acest spațiu în condițiile legii pentru a putea fi folosit din toamnă pentru copiii noștri.